Salutare, coculișilor, și bine v-am regăsit la un episod din joculețul meu preferat. Ia uitați, se pare că avem o temă, și anume, trebuie să ne îmbrăcăm ca un movie star. Hai să vedem eu cum aș îmbrăca dacă aș fi un movie star. Să vedem. Și apropo, vreau să-mi spuneți în comentarii, pentru că eu nu am mai apucat să mă uit la filme în ultima perioadă, care este filmul vostru preferat? Dacă ați văzut vreun film fain, haideți să vedem aici, să facem o selecție de comentarii cu recomandări de filme, oameni buni. Acum, să vedem un machiaj, un machiaj de vedetă. Ăsta este machiaj de vedetă. Este super interesant, este deloc natural, dar ca să ieși în evidență, că atunci îți dai seama, toate camerele sunt pe tine. Mamă, eu așa mă... Așa, așa, perfect, cu mai mult volum. Mama mia, deci mi-am pus aici două tipuri de păr și uitați cum îmi stă. Am atâta volum încât nu mai pot, ce volum mare am eu la păr. Lăsăm rochile, lăsăm unghiuțele roșii, arată foarte bine. Și acum să vedem cum ne deosebim noi, ca să știe lumea că noi suntem vedete de film. Bă, frate, nu, aici zici că sunt de muzică. Nu se potrivește. Haideți să vedem, să renunțăm la pălăria asta, că ne strică frumusețea, nu de alta. Și dacă îmi pun ochii la rește, zici că schimb Kardashian. Bă, frate, oh my god, nu mai este update-ul ăla. Vedeți, era aici la un moment dat niște chestii și puteam să le folosim. Și nu mai sunt, le-a luat. Se pare că doar atât a fost. Ce să mă îmbrac, mă, ca un movie star? Aș vrea să mă îmbrac foarte fain, elegantă. Hai să mergem aici puțin la VIP, pentru că avem aici niște rochii foarte drăguțe și aș vrea să-mi iau rochia asta lungă, ca și cum noi am merge la Oscar, vedeți? Și haideți să vedem aici pattern, cum să fim. No. Asta este foarte interesantă, vă zic sincer. E foarte șmecheră, nu știu dacă s-ar îmbrăca cineva chiar așa, dar haideți să vedem dacă putem să ne alegem altceva sau dacă aia era foarte fain. Mamă, bă, toate sunt super tari. Să lăsăm asta ca un fel de zebră? Sau să lăsăm cu verde? Cred că aș vrea asta. Nu știu, mi se pare puțin mai inedită. Acum dacă mi-au ceva papuci, nu știu dacă o să se vadă, cu siguranță nu. Dar... hai să ne luăm și coroana asta, nu? După aceea zice lumea că ne credem prea șmechere. Dar ce că suntem? Ne punem și chestia asta? Haide măcar arată super bine, că pe la urmă trebuie să te respecti. Am jucat în atâtea filme. Ce putem să ne mai punem noi? Cred că ne lipsesc accesoriile. Așa este? Hai să vedem niște accesorii. O gentuță foarte drăguță sau un evantai. Ca să ne spargem în figuri. Evantai tot dintre ăsta. Arată super bine și acum știți ce ne lipsesc? Niște accesorii dintre astea de aur. Ia uitați, eu cred că am să le iau pe acestea. Mi se pare că se potrivesc foarte bine cu evantaiul, vedeți? Și asta punem la mână. Așa, sper că se vede. Am pus-o la mână, dar nu se vede, n-am pus-o. Hai să mai punem încă o dată. Băi, eu am pus-o, dar nu știu, cred că este... A, uite, la mâna asta care ține blănița. Bă, fraților, dar eu m-am făcut cea mai fain dintre toate. Sper să nu fie super invidioase pe mine și să mă voteze. Faza este că aș putea să-mi iau și niște mânuși. Oh, nu. Sunt cu bănuți. Aș putea să-mi iau mânușile astea alte. Dar, nu, cred că deja e prea mult. Hai să dăm jos. Unde-s mânușile? Unde-s mânușile? Uite aici. Așa, perfect. Așa, măi, fraților, voi de ce nu v-ați făcut mult mai faine? Uite, asta s-a făcut ca și Barbie, îmi place. Dar celelalte parcă s-au făcut destul de simple, nu vi se pare? Ne trebuie o poșețică? Credeți că să ne luăm și o poșețică? Uite, asta mică, neagră? Nu, că parcă deja ținem prea multe. Na, dacă avem evantai, nu mai ținem și poșițica. Eu cred că sunt destul de gata. Mi-ar plăcea în joculețul ăsta să ne putem da și cu ceva parfum. Că m-am obișnuit. Fată, dă-te puțin la o parte, că vreau aici să-mi iau și eu. Uite, vreau să-mi iau ăsta, vreau să-mi pun două. Pe auriu, uite așa. Perfect! Eu sunt pregătită. Vedeți ce eficientă sunt? Că sunt obișnuitele de la platourile de filmare. Mamă, aici sunt genți dintre alea scumpe. Chanel și alte chestii. Bun. Sunt gata, mi-a mai rămas aproape un minut. Cred că ar trebui să mă duc... Da, nu, o să-mi las unghiile roșii, pentru că arată foarte bine așa. Sincer, nu știu ce aș putea să mai fac, dar vreau să-mi povestiți voi cum este de când ați început școala,
cum vă descurcați? Sunteți bucuroși că a început? Să vedem aici. Băi, eu n-am papuci. Haideți să ne punem papuci ăștia. Poate să văd, știți? Ia uitați-vă. Ia uite, da, cred că s-ar fi văzut la spate că nu am avut papuci, dar acum suntem pregătite. Eu cred că o să mă voteze lumea, nu știu, adică eu m-aș vota. Sunt foarte faină, sunt ca o vedetă dintre aia de la Hollywood. Arăt senzațional și mai avem aici 4 secunde, sper că toată lumea s-a făcut gata, este pregătită. Pentru că s-a terminat timpul și acum urmează voturile, să înceapă show-ul. Ia să vedem aici dacă avem ceva mișcări. Bă, nu mai știu care erau astea. Vonduci? Cred că Vonduci era fain. Vondaci, scuze. Haide să facem astea două. Bun. Nu știu exact prima fată că n-am fost atentă la ea. Asta e drăguță. Îmi place. Cam scurtă fustița, dar... Du-te, băci, că este Supergirl. Aha. A, cred că trebuia să te faci. Trebuia să te faci așa într-un personaj, într-un caracter. Uite, mă, eu sunt aici Ariana de Beyoncé. Ui, nu voiam asta. Mă, să fiu elegantă. Uite, mă, ce șmecheră sunt. Votați-mă, fraților. Votați-mă. Deci mi-a alunecat mouse-ul, vă rog să mă credeți. N-am vrut. E drăguț asta. O, ce-mi place părul, că e atât de lung. M-aș îmbrăca așa, în realitate, vă zic sincer. Dar nu cred că aș țopâi chiar așa pe scenă. Așa, da, îmi place. Ce drăguță! Zici că un fel de balerină, dar ce înalt sunt papucii aia, oameni buni. Pot să zic că preferata mea sunt eu. Mi-ar plăcea să vedem aici că eu sunt pe podium și că sunt pe locul întâi. Vă rog frumos să mă votați că am fost prea șmecheră, nu știu, adică m-am îmbrăcat foarte, foarte, foarte fain. Îmi place la nebunie, m-aș îmbrăca așa în realitate. Ia să vedem. Zici că arată ca un fel de stewardeză. Chiar arată ca o stewardeză, nu pot să zic. Ce zice acolo? Zice ceva, dar nu văd. Blair, cred că... A, ok, da, seamănă. Ok, eu nu am văzut filmul, dar voi dacă l-ați văzut... Hai să vedem următoarea. Mama mia! Wow! Arată foarte tare, foarte interesant. Îmi place. Mai gotic așa, cine știe din ce film, pentru că nu am apucat să mă uit la filme de foarte, foarte mult timp. Așa că chiar sunt curioasă să văd ce filme recomandați și voi. Cine e asta? Bă, nu știu cine o fi, dar... Parcă zici că seamănă cu cineva cunoscut. Dar... Hai mă, fetelor! Aveți grijă cum stați pe scenă. Fiți decente. Ia să vedem. Asta zici că este Barbie. Da, îmi place. Doar că mi-ar fi plăcut să aibă părul poate puțin mai lung. Chiar mi-ar fi plăcut. E super faină ideea. Deci s-a făcut ca o păpușică. Îmi place mult de tot. Sper să fie și pe podium. Dar pe locul 2, pentru că pe locul 1 vreau să fiu eu. Hai să vedem. Da, zi, dintr-un film cu Avengers, cred că. Știu la cine se referă, dar nu prea le-am eu cu denumirile. Felix știe mai bine. Îmi place, s-a făcut faină. Super tare. Super șmecherie totală. Dacă scria sus cine este, aș fi reușit și eu să zic. Nu sunt pe scenă! Și nici Barbie nu este! Este asta, dar ziceți-mi dacă știți din ce film este. Că poate voi știți și eu nu mi-am dat seama. Deci eu, practic, eu doar am fost vedetă. Dar trebuia să scrie acolo movie character. Că așa, movie star, înțelegeți, eu m-am făcut ca un movie star. Dar dacă vreau să te faci ca cineva, efectiv ca un personaj din film... Uite ce fericită e cea care a ajuns pe locul întâi. E super happy. Știu, fată, știu. Știu care e senzația să fii pe podium, ești foarte fericită. Acum, haideți să vedem, mie mi-ar plăcea să fie gen o vestimentație de back to school. Știi? Make a custom team, ia să facem. Hai să scriem back to school. Confirm. Not enough team props. Would you like to buy team props?
Yes. Ok, make a custom team. Stai să scriem back to school. Confirm. Yuhu! Este! Am reușit să facem, să aleg și eu. Bă, fraților, dar dacă putem, haide, vă rog frumos, veniți voi cu idei. Da? Team Arcade. Cred că următoarea ne dă, nu? Oh, Doamne, hai să ne facem ca și cum mergem la gaming. Hai să ne îmbrăcăm de gaming. Se pare că încă nu ne-a dat. Să vedem cum îți faci părul când mergi la gaming. Cum să ne-l facem? Uite așa. Ce fain arată! Îmi place și îmi place și culoarea. Arată foarte bine. Și make-up-ul îmi place. Și acum hai să vedem niște papuși de gaming. Ăștia. Ăștia sunt papuși de gaming. Super tare! Acum ne băgăm și niște ochelari. Arată bine, dar nu ăștia. Fată, cu care ochelari stă mai bine? Cu ăștia? Hai mă, toată lumea și aici, căști. Vreau și eu, de unde vi le-ați luat? Ia să vedem. De unde și-au luat ăștia căștile? Că eu nu le-am văzut. Cred că trebuie să fie mai încolo. Bun, cred că trebuie să ne îmbrăcăm destul de sport, așa aș zice eu. Dar uite, vreau să-mi iau... Asta, uite, așa o să mă îmbrac în negru, cred. Și-mi trebuie o bluziță. Unde-s căștile? Unde-s căștile? Oh, nu găsesc căștile. Unde-o fi căștile? Cred că o fi în partea cealaltă. Hai să vedem. Dar faza este că putem să ne luăm pantalon și fustiță. Bă, mi-a luat pantalonii ăștia oribili. Nu știu ce a fost în capul meu. Uneori îmi place să experimentez, să mă îmbrac cu diferite chestii, chiar dacă nu stau neapărat bine, și să vedem care stă mai bine. Asta e faină. Bluzița asta e faină. Hai să vedem la patterns. Ce pattern dintre ăsta de arcade ar fi? Să zici că e de nave spațiale. Bă, vreau ceva. Ăsta e de arcade. Și următoarea cu negru să fie. Și următoarea cu steluțe. Bun. Și atunci aș putea să pun la fustiță să fie cu steluțe. Ce părere aveți? Uhuu! Super cute! Dar și papucine putem să-i facem. Papucii poate aș vrea să mi-i fac așa cu roz. Wow! Arăt ca un arcade girl. Dar faza este că părul, cred că vreau părul, să ne-l facem altfel, uite. Așa. Da? Dar fața, cred că trebuie o față mai zâmbăreață. A, uite aici avem căștile. Hai să ne facem căștile negre cu roz dintre ăsta. Perfect. Și următoarea cu steluțe. Nu, tot cu roz. Super tare. Mamă, trebuie să ne schimbăm puțin, cred că freza sau make-up-ul sau ceva. Parcă simt că nu se potrivește. Adică trebuie să fie mult mai, mult mai zâmbăreață fata. Avem pe aici vreo freză care pare mai faină? Cred că... Băi, da, am freza luată de la voi, pe care mi-ați dat-o voi. Hai să vedem, unde-i freza super faină? Oh my god, mi-ați dat și gene, nu vreau să mi le pun. Ce mi-am pus aici? Nu știu ce mi-am pus. Stați, că vreau părul ăsta. Perfect. Ok, hai să vedem, ce mi-am pus aici? Cred că niște mișcări sunt astea, nu știu, fără gene. Și vreau părul să-l facem jumătate roz și jumătate negru? Așa. Super! Și acum hai să ne alegem alt... trebuia să-mi dau freza asta la altă jos. Unde este freza aia prima? Perfect, mai avem un minut și ceva. Să ne alegem un make-up. Ai mă, asta e super drăguță! Super cute! Gata, rămâne așa. Dar ochelari ăștia, cred că mi-aș da jos, că parcă nu se vede frumusețea. Ia uitați-vă și voi. M-am făcut pentru arcade. Super tare! Cred că am nevoie și de ceva de pus la gât. Stați. Aș vrea să merg pe shift, ca să merg mai repede, dar nu pot. Unde erau? Cred că era la VIP? Sau unde? Hai să ne punem ăsta la gât. Să nu fie prea mult. Am pus cu negru. Hai că e fain. Și ne punem și inimioara, tot cu negru. Perfect, sunt gata! Bă, fraților, dar m-am mișcat foarte repede. Ia să vedem, mai trebuie să ne mai punem ceva?
cercei nu, pentru că avem căștile, sunt super cute la față, îmi place cum am îmbrăcat, m-am îmbrăcat efectiv ca și cum aș merge la o sală de jocuri și ca și cum eu aș fi sala de jocuri, ca să fiu mai corectă. Deci sunt super fain îmbrăcată, sper din tot sufletul să câștig, pentru că îmi place mult de tot. Haideți să ne punem și ghiozdănelul, să fie cu negru. Și de când m-ați învățat voi chestiile astea, îmi place la nebunie. Cu roz și următoarea, tot cu roz și următoarea, tot cu roz. Bun, ia uitați-vă la mine. Mama mia, cât de faine sunt! Bă, cine și-a mai făcut codițe? Eu să fiu singura cu codițe, ia! Vă rog frumos, gata, sunt pregătită. Băi, fraților, ce fain s-a făcut și una dintre fete. Și-a luat și telefonul. Dacă e aici, telefonul vreau și eu și vreau să-l fac cu steluțe. Of, nu! N-am mai avut secunda aia, am vrut să-mi pun telefonul cu steluțe! Fata, ești îmbrăcată fain, dar ești cam simplă. Eu m-am făcut super șmecheră. Se vede că mi-am dat interesul. Bun, deci nu mai apăsăm pe So Julia. Aici putem să facem ăla Apple Dance. Cred că s-ar potrivi Apple Dance-ul ăsta. Așa este? Bun. Să ținem minte să facem Apple Dance. Ia uitați-vă și voi. Asta zici că e... Dar nu se potrivește ca să meargă la gaming. Ce mamuză. Cum stau fetele astea pe cele. Bă, fetelor, ridicați-vă, fratelor. Așa, voting complet, următoarea. Eu sunt, mi-a luat telefonul. Băgăm un Apple Dance aici. Salut. Haide, fată, fă-i Apple Dance. Așa. Dă-i pe spate cu Apple Dance-ul. Și apăsăm încă o dată ca să nu dansăm în continuu. Băi, deci fetele astea n-au înțeles tematica. Adică nu cred că te duci la o sală de gaming, de arcade, îmbrăcat așa, ca o zână, ca o fetiță super finuță. Trebuie să fii mai altfel, ca un fel de gamer girl m-am făcut eu. Acum să vedem cum se fac și celelalte. Știu cum era încă. Asta da! Asta da, cred că așa s-ar duce. Bravo, fată, îmi place. E super fain îmbrăcată și freza și pantalonii se potrivesc total. Îmi place că și-a sortat ochelari de soare cu gentuța. Super! Arată foarte bine. Îmi place, cred că o să fie pe scenă. Mama, asta zici că merge la carnaval, cât de fain s-a făcut. Bă, și eu puteam să-mi schimb culorile la papuci ăștia, dar până acum nu m-am gândit. Ia uitați voi ce fain și-a sortat. Doar că nu se potrivește neapărat pe temă, zic eu. Sau poate ar fi entertaining-ul de la arcade. Mama mea, zici că este la un fashion show. Ce mult machiaj și-a pus acolo. A vrut să pară mai subțirică la față. Ia uitați-vă și voi. Dar n-a reușit pe tot. Tot se vede că are fața lată. Trebuie să bage un update să ne îngusteze puțin fețele. Uite, și asta e faină de arcade. Da, vedeți? Și asta a făcut foarte bine. Noi două, eu și cu ea, cred că ne-am făcut cel mai fain pentru tema pe care au prezentat-o. Vreau să mă mai joc încă o tură să vedem dacă reușim să facem back to school, cum am selectat eu. Bai, ce faine-s papucii! Ce faine-s papucii! Cred că și-a făcut așa un fel de DIY din mai multe feluri de papuci, să zic așa. Pot și eu să încerc treaba asta? Îmi place! Băi, competiția e strânsă! Haide că suntem mai mult de 3 fete care arătăm super bine. Și ultima, dar nu cea din urmă, această fată super drăguță, papucii nu-mi plac. Dacă își lua alți papuci era chiar foarte faină, dar papucii parcă o face să fie mai cheap. Hai să vedem. O fac să fie mai cheap, scuze. Hai să vedem, voting complet și pe locul întâi. N-am câștigat! Băi, nu înțeleg, nu înțeleg. Bine că a câștigat cine trebuie, într-adevăr fata asta merita să fie pe locul întâi. Dar celelalte fete nu m-au votat de invidioase. Eu asta e concluzia mea. Stai mă, eu cred că aveam prea mult încredere în mine cu dansul ăsta. Gata. Bun. Hai să vedem dacă ne alege back to school.
ne mai facem o cotură, dacă nu o să rămânem așa. Deci pe bune, m-am făcut super, super faină. Oh, ia uitați ce inimioare faine avem pe papuci. Le vedeți? Inimioare și steluțe cu roz și cu negru, nu știu, arată super tare. Dacă ați vedea pe cineva îmbrăcat așa în realitate, cred că v-ar plăcea super mult. Mi se pare foarte cool această fată. Dar din păcate este timpul să-i dăm jos toate accesoriile. Ia uitați cât de mult contează. Nu știu care era faza aia cu cizmulițele astea. Ia ziceți-mi, vă rog. Uite-te, asta de aici. Că văd că nu m-am îmbrăcat. Nu știu, era un dans, o mișcare, o ceva. Ziceți-mi care este ideea. Uite că și aveam papucei dintre ăștia. Asta e aia, să fii sirenă, băi! Ia uitați ce mi-ați mai dat aici, că am mai pus coduri de la voi și sunteți senzaționali. Mama, abia aștept să le folosesc și pe ele. Hai să vedem. Tema următoare. Este cumva back to school? Este! Back to school! Haide să ne îmbrăcăm ca și cum urmează să mergem la școală. Hai să vedem o freză. Ce freză? Mi-aș alege ceva cu codițe, dacă se poate. Uite, astea. Sau aia cu o singură coadă foarte, foarte mare. Foarte lungă. Asta. Da, asta cred că îmi place cel mai mult. Haideți să vedem. Ne dăm jos asta și ne lăsăm asta așa. Mamă, deci toată lumea și-a făcut aici codițe. Bun. Make-up cât mai puțin. E bun ăsta pe care îl avem. Deci fără make-up la școală. Unghiile fără unghii roșii. Am să pun aici un fel de nude. Uite așa. Că nu știu cum este... Acum la școală, dar nu cred că te lasă cu unghiile așa de mari, cum le avem noi, dar asta este. Și haideți să căutăm aici ceva super decent. Uite, dar te lasă cu tocuri la școală. Nu știu ce să zic. Dacă te lasă cu tocuri la școală, poate cu Adidas moi și o să văd cu ce se îmbracă fetele astea alte. Faza este că trebuie să fim super decente. Ia să vedem. Băi, cu ce ne îmbrăcăm, fraților? Ia uitați voi și voi. Toată lumea s-a panicat aici. Trebuie să ne îmbrăcăm așa, ca un fel de uniformă. Cu ce uniformă? Să nu fie nici prea scurtă. Să arate foarte bine. Am acolo, la VIP, cred că. Dar hai să-mi iau puțin ghiozdenelul. Ca să-l știm că-l avem. Hai să-mi iau mărul. Așa, ca să fie sănătos. Cred că cărți o să-și ia toată lumea. Așa că eu vreau să-mi iau mărul. Mărul și ghiozdanul. Și o să-l punem noi pe altă culoare. Hai să ne punem și o beretă. Hai să ne punem și chestia asta. Prima dată mi-aleg cu ce vreau să mă îmbrac. Și după aia ne alegem exact culorile. Băi, deci toată lumea s-a îmbrăcat aici cu fustiță. Hai să-mi iau și o fustiță asta. Bun. Așa, și ce bluziță. Să vedem o bluziță și poate un hanorac ceva. Nu știu, uite, asta e foarte drăguță. Asta e super cute. Îmi place și cred că va trebui să ne acoperim și mânecile. Să ne luăm mânecile astea bufante? Nu, că parcă-s prea de albă ca zăpada. Băi, oh my god, dar mi-am luat aceeași bluziță ca altcineva și parcă totuși vreau să fiu mai unică. Faza este că va trebui neapărat și de urgență să ne alegem aici culorile, că nu vrem să rămânem îmbrăcate așa cu griul ăsta. Vrem să fim totuși mai faină. Uite, asta cred că este o bluziță care se potrivește pentru școală. Hai să o dăm pe asta la altă jos. Oh my god, are buricul gol. Are buricul gol. N-avem voie cu buricul gol. Mamă, dar ce urât m-am îmbrăcat, frate. Stai că deja încep să mă stresez. Uite, mi-am luat asta. Bun, bun, bun. Și acum trebuie să-mi iau o bluziță normală. Pe dedesubt. Dar haide în primul rând să vedem ce culori putem să facem. La patterns. Să vedem. Cum ne îmbrăcăm noi la școală? Așa aș putea să-mi pun pe dedesubt. Uite, am să-mi iau asta cu negru și fustița. Hai să vedem cum facem fustița. O facem așa, ca un fel de uniformă. Și o să ne luăm o bluziță pe care o punem pe dedesubt. Deci nu mai am mult timp, frate. Chestia asta de pe cap, bă, că nu se potrivește. Am să-mi pun niște ochelari. Uite, am să-mi pun ochelarii pe care? Ăștia? Arată foarte bine. Și ce papuci să-mi iau? Cred că o să-mi iau pe ăștia. Uite așa. Nu, trebuie să iau cu negru. Stai că deja mă stresez. Mai am foarte puțin timp la dispoziție și am impresia că nu mi-ajunge timpul. Stai, vreau papuci cu negru și cred că îmi trebuia ceva și niște ciorăpei sau ceva. Nu știu ce să zic. Punem și chestiile astea. Da!
Uite așa, și atunci papucii putem să-i punem poate de altă culoare. Bun, avem nevoie de o bluziță. Mamă, ce drăguțe s-au făcut toți. Nu vine să cred că ne-am ales aici tema. Dar nu trebuie să fim cu burta goală. Așa că ne luăm chestia asta și ne ducem la pattern și punem așa. Sau era mai frumos pe mov? Sau pe roz era mai frumos? Nu, lasă că e bun așa. Dar fustița asta, nu știu ce să zic. Și ghiozdanul, trebuie să-l facem altfel. Unde ești, măi, ghiozdanule, măi? Hai să ne ducem aici pattern, să se potrivească, uite așa. Și cu negru. Restul să fie totul negru. Așa, negru. Am ales bine? Bun. Ia să ne vedem. Bă, suntem foarte faină. Ia uitați-vă și voi la noi. N-avem bijuterii, n-avem chestii. Ghiozdanelul e foarte fain. Îmi place de fata asta, dar cred că ăștia aș vrea să mi-i fac mai de culoarea piciorului. Hai să vedem dacă reușim aici să facem mai de culoarea piciorului aceste dresuri de pe dedesubt. Avem de culoarea piciorului. Faza este că nu mai am timp. Vai de capul meu, nu mai am timp și nu vreau să arăt urât și indecent. Cred că-s destul de decentă ca să putem să mergem la școală așa. Nu mi-am pus nimic în păr. Niște cerceluși. Uite, cerceluși ea, aș vrut. Dar lasă, fără accesorii. E ok. Ia uite-l, mă! Zici că ăsta e proful de sport. Scuze-mă, domnule. Bă, s-a dat update că asta pare totuși fața mai de bărbat. Super tare! Ia uitați-vă și voi. Are și puțină mustăcioară acolo. Face întinderele. Proful de sport! Ia uite-mă pe mine, mă! Am venit la școală și mă sparg în figuri. Du-te, bă, frate! Super tare! Mi-a plăcut! Mi-a plăcut uniforma pe care am creat-o și ați văzut, mâncăm sănătos. Ce fain e și asta! Îmi place, arată foarte bine. Este timidă. Ce-mi place că am reușit să alegem tema. V-am zis, scrieți-mi în comentarii dacă mai aveți idei dintre astea de tematice pe care să le putem spune și o să aleg cele mai faine idei. De acum, ați văzut, trebuie să dăm puțin bănuți acolo, puțin Robux, dar putem să alegem fain. Mamă, ce fain îi. Pare așa un fel de asiatică super cu minte. Îmi place make-up-ul așa. Foarte simplu. Super tare! Am ales o temă și toată lumea se îmbracă cum vreau eu. Uhuu! Îmi place. Doar că cred că numai eu așa, nu cred că chiar pot să merg chiar numai eu așa. Adică și-a descoperit umerii de așa și-a acoperit antebrațul. Era frig la antebraț, săraca. Îmi plac ochelare și îmi place make-up-ul și îmi plac cercei. E foarte fain. Bun! Hai să vedem, mai este cineva? Oh, ce drăguță și fata asta. S-a făcut super faină. Îmi place mult de tot. Toată lumea mi se pare așa că e emoționată și timidă. Prima zi de școală. Ia uitați-vă și voi cum s-au îmbrăcat. Acum spuneți-mi în comentarii. Voi aveți vreo uniformă școlară? Vă obligă să vă îmbrăcați în anumit fel? Mamă, deci dacă asta ar veni așa la școală, toată lumea s-ar întoarce capul după ea. Mi se pare super șmecheră. E foarte faină tipa. Super faină, îmi place. Îmi place mult de tot, așa are simț artistic. Ia uitați, are un ciorap de un fel și altul de altfel, ați văzut? Ia să vedem. Și câștigătorii sunt... Nu am câștigat, dar ia uitați-vă și voi. Mi-a plăcut foarte tare că am putut alege tematica. Vedeți, toată lumea s-a îmbrăcat foarte bine. Îmi place. Pur și simplu i-am pus pe toți să vină la școală. Ca să știți că suntem cu toții, nu doar voi. Toată lumea este aici la școală. Stați să venim și noi aici. A, uite, dacă fata a plecat, stau eu aici. Și eu sunt aici. Ia, uite-mă. Eu vă zic să păpați sănătos. Haideți toată lumea pe podium să sărbătorim începerea unui an nou școlar. Și apropo, vreau să-mi spuneți în comentarii în ce clasă sunteți voi. Că acum ați început școala și chiar aș vrea să știu. Bun, oameni buni, acesta a fost episodul pentru astăzi. Mă doare gâtul. Apăsați butonașul de coco like. Vă urez multă, multă baftă la școală. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa!